Revenim, stimați telespectatori, în direct. Mulțumim tuturor celor care, iată, ne-ați și trimis mesajele. O să le citim. Singurul lucru cu care sunt de acord cu PSD-ul e tăierea de bani mulți de la bugetul securiștilor. Oricum consider că SRI e inutil, ar trebui desființat, nu au nicio utilitate publică. Din păcate, vedem un spectacol ieftin în fiecare zi. E într-adevăr un spectacol ieftin cu tăierea de buget, cu alocarea de buget care va fi tăiat la vară, cu nerealizarea planurilor și așa mai departe. No, până la urmă, omul sfințește locul, deși toți politicienii cred că locul sfințește omul. Deci reversul medalei. Așa e acum. Da, așa ei cred acum că dacă s-au dus în locul sfințește omul. Ajung își acolo. Pun eticheta de fost parlamentar și sunt sfințiți pe viață. Da. Nu este. Hai să mai găsim și alte exemple. Iată, fata lui Hrebenciuc, spre exemplu, parvenita care la ordinul lui Dragnea a blocat decretul zilele trecute, așa, cu toate semnăturile alea în Parlament, așa, are cel mai mare salariu din Camera Deputaților, iată, până și domnul Hrebenciuc, la valoarea lui și la banii lui și la averea lui, domnule, tot la stat. Las-o acolo, statul cum plătește ca... Cum e ala de la Bacău, Hrebenciuc? Acel om. Domnule, este... mă leagă o amintire foarte urâtă, dar e cam lung de povestit. Da, este lucrează la administrația acolo, la Camera Deputaților, în așa. Da, normal. Și, domnule, mă rog, ajunge să câștige, dacă nu mă înșel, salariul este enorm pe care îl câștigă, undeva la 24.000, sper să nu greșesc, de lei pe lună. Da. 5.000 de euro pe lună, undeva la 5.000 de euro pe lună. Păi dacă asta e, ce să mai... Atâta costă. Hai să vă spun, da, apropo de acest individ, pe urmă trecem la cultură, foarte pe scurt, de Hrebenciucul de la Bacău. Trebuia soția și să înceapă demersurile pentru niște pământ undeva în județul Bacău, la Huruiești. Și trecem întâi pe la el, care era în structura prefecturii, nu știu ce mare... Acolo, prin da, anul 91, da. A, domne, dar știu de dumneata, m-a periat, m-a nu știu ce, mergeți la așa, că totul se va rezolva. La Hrebenciuc. Hrebenciuc, când spunea, da, da, el am era, fost la el. Era Dumnezeu Bacău, pe pământ în Bacău. Domnule, da. Și ajungem la Huruiești cu mașina, cu o Dacia, la unei cumnate, ajungem acolo. Domnule, în momentul în care ajungem, la primărie erau toți anunțați că vin boieri să-și recupereze. Era vorba de vreo 2-3 hectare de pământ. Vin boieri să-și recupereze pământurile. Da. Și era unul beat exact ca în Las Ferbinț, că tot discutară da, de așa, da, pe pauză. Care tot intra din 5-5 minute, domn primar, trag clopotele. Domn, adică satune satul, pentru că primarul pusese ochii, probabil în înțelegere cu Hrebenciuc, pusese ochii pe o bucată de pământ în centrul satului, care era lăsată toloacă sau, așa mă rog, este. Cum se zice la țară, da. Locul ăla în care se, nici măcar nu se poate mingea. Bine, până la urmă a fost recuperat, legea și-a spus cuvântul, dar ce înseamnă licheaua? Trec pe la el, salut, vai, dar vă știu ca scriitor, uite, mi-a trecut prin mână, că noi de la tipografia Bacău luam toate cărțile dumneavoastră cu... deci început... exact ca în filmele românești, da, bine cunoscute. Între timp nici n-am ieșit bine din biroul lui, a dat telefon, da. Vezi că vin ăia, faceți-le atmosfera. Da, vin boierii să ne ia, da. Să ne fure țara, ăla era sloganul nostru, nu ne evităm țara. Vă rog, sunteți în direct, bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să pun o întrebare cam dificilă domnului scriitor și de mare actualitate. Mizez pe puterea dumnealui de analiză socio și populațională și aș vrea să întreb despre fenomenul ăsta, fenomenul. Insistența cu care ProTV, o societate multinațională și știm noi străină, și americană, insistă cu serialul ăsta la Sfervinț. Ce vor să ne demonstreze? Că suntem proști? Sau că vom ajunge proști. Deși ca sau calitatea artistică este pe zero, personajele sunt îngroșate grobian, depășesc arta
interpretării și aș vrea să ne dea o părere. Este o manipulare chestia asta sau nu? Mulțumesc. Deci, bun. E clar. Te las... Las fierbinți. Las fierbinți, da. Nu, din punctul meu de vedere vreau să vă spun că întâmplător... E un atentat la statul, la normalitate. Și pe mine, asta vorbeam pe pauza publicitară. Vă dau cuvântul meu de onoare, că asta l-am și întrebat pe domnul. Cum e posibil așa? Măcar polițistul e extras de acolo. Pentru că... Da, e o greșeală foarte mare a postului de televiziune, dar remisează pe faptul că pe măsură ce trece timpul, audiența devine tot mai mare și lor le crește, cifra ratingul de audiență și se vând pentru bani, pentru că audiența aduce după sine bani. Este un... Eu le spun la toate astea, eurile venite în cultură. Pe lângă eurile alimentare au venit tot felul de prostii. Dacă vă amintiți și în anii 90, spre sfârșitul anilor 90, librăriile au fost invadate de subproduse literare, cărți care se vindeau cu tonă, tipografiile nu mai făceau față să publice lucruri, mă rog, serioase sau mai puțin serioase, ci publicau prostii. Filmele au devenit de neserioase total. Nu, din punctul meu de vedere am văzut de două ori, eram în spital și pentru că eram internat cu, mă rog, doi oameni care voiau neapărat să vadă Las Fierbinți, am suportat și cele două seriale în două zile diferite. Mi-am făcut o idee foarte proastă, mai văzusem fragmente, dar atunci am văzut serialul de la un cap la altul. Păcat de scenarist că la un moment dat, sau scenariștii care lucrează, scriu replici de bună calitate la un moment dat, dar învelite într-un ambalaj de o proastă calitate, ceea ce face un mare deserviciu țării. Nu culturii, nu țării, pentru că ne arată ca pe niște grobieni care nu fac altceva decât stau la crâșmă. Într-adevăr, la țară și eu, când există, mă duc prin satul meu, oamenii mai seara după muncă mai vin la o bere, dar nu în halul acesta. Ministrul Culturii n-are absolut nicio putere, celelalte foruri de decizie n-au nicio putere, pentru că legislativul țării le-a tăiat orice pârghie de intervenție. Tot la fel cum în publicație, tot la fel, la fel este și în acest post de televiziune care murdărește efectiv și este un post de televiziune străin care este venit să facă bani. Toate, eu am vorbit aici în prima parte a emisiunii despre ce înseamnă presa din România. Presa din România, doar insulele astea locale mai e, să spunem așa, independentă. În marea majoritate, presa face politică globalistă. Eu nu spun că e rău să ai bun, dar omul trebuie să știe. Când a deschis un ziar, când s-a uitat la o televiziune, când se uită undeva, trebuie să știe. Iată, ProTV este principalul post de televiziune din România, conform audiențelor. Este orientat ferm spre progresismul globalist. Da? Trebuie să știm exact unde batem. Vă rog, sunteți în direct. Bună ziua. Să română. Vă felicit că l-ați invitat în emisiune pe domnul scriitor Constantin Munteanu. Am o foarte mare admirație pentru dumnealui, am citit toate cărțile și urmăresc cu interes emisiunea de când am auzit că l-aveți invitat. Am înțeles că cineva a dat un telefon indignat de serialul de pe la Fierbinți. Eu nu m-am uitat, n-am văzut niciun episod. Foarte bine, dar n-ați pierdut nimic. Am citit un elogiu măreț al domnului Andrei Pleșu în Dilema, care făcea o cronică anul trecut, numai mult la acest film și spunea în sfârșit un mare serial de televiziune și nu era deloc, vă rog să mă credeți, eu am crezut că este o ironie, dar nu era deloc o ironie, era foarte sincer. Ba chiar spunea că a avut contraziceri cu anumiți amici de-ai dumnealui, dar el rămâne un mare admirator al acestui serial. Așa că
nu vă atingeți de la Sfierbinți, că vă atingeți de domnul Preșu. Dixit. Asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc. Eu n-am văzut, n-am nici măcar chestia asta, nu mi-a trezit curiozitatea. Da, vă mulțumesc foarte mult. Tot, pentru că mi-am dat seama despre ce e vorba. Dar asta este, asta este. Vă mulțumesc, bună ziua. Plăcere, doamnă. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată. Scurtă. Felicitări, doamnei. Nu o cunosc, nici n-am întrebat. Da, pentru nu. Stați că am citit și eu articolul. Da, dar nu m-am mai gândit la poate fi citit și într-o cheie ironică, poate fi gândit și la faptul că știu în momentul respectiv domnul Pleșu cum este un spirit boem provenit din, mă rog, din spiritele mari ale lumii, poate că atunci, știu, o trecuse pe lângă un vin bun sau pe lângă o pălincă bună. Nu mai e doamna. Eu aș fi întrebat, n-a avut emisiune la ProTV, Pleșu cu Liceanu? Ori fi avut, dar nu contează asta. Nu contează, pentru că acolo, când te duci la ProTV să faci o emisiune, nu o faci pe salariul minim, pe niște sume. Are. Da, mă uit la Sfierbinți. Vă mai spun ceva, doamnă, pentru că e foarte, foarte dificil să... abia acum înțelegem și facem legătura. Deci ce am spus mai devreme? Deci postul este orientat spre progresismul globalist. Domnul Pleșu nu este un de-asta, un patriot, un naționalist, un țuțea sau eu știu. Nu. El, dacă scria un articol contra lui Las Fierbinți, contra lui ProTV, păi știi ce înseamnă? Te desfințează toți. De aia. El s-ar putea să fi scris un articol care să dea de gândit. Să dăm cezarului ce al cezarului. Da. Pleșu este mare intelectual. Doamna are dreptate să-l citeze. Doamna are dreptate să ia de bun ceea ce spune. Dar, cum să vă spun, părerile contează. De gust pus în ultima instanță. Pentru că am lucrat puțin în film înainte de 89, am încercat să mai scriu și alte scenarii. Știu că filmele sunt atât de diverse, vorba lui Caroline, cât de diverse. Știi ce se întâmplă? Pericolul nu este la domnul Pleșu. Domnul Pleșu poate să se uite și toți intelectuale și doamna care a sunat, pentru că pot disemina societatea. Da. E periculos. Nu pentru domnul Pleșu. Pentru alții. E periculos pentru oamenii care acolo văd, ia uite bă ce-i faciul ăla. Așa îi facem și polițistului. Vedeți câte se întâmplă în societate? De unde văd ei lucrurile astea? Te duci într-o altă țară, uite, în afară de România. Revenim la un lucru foarte serios. Am înțeles că prin strătania dumneavoastră, deși nu o puneți doar pe ecran în pauze, dar să o spunem și prin Viu Grai și a doamnei Cristina, ați adus în piatra un film care este nominalizat la premiul Oscar anul acesta, Războiul Rece, Cold War, al polonezilor. În primul rând, fără să știu nimic, dacă e vorba de un film polonez, mă duc cu ochii închiși, pentru că școala de film polonez a fost una din cele mai mari din lume, poate mai mare decât la un moment dat școala rusă de film de pe vremea Brejnev, când s-au făcut marile filme, Moscova nu crede în lacrimi, Siberia, dar și încă vreo două, trei. Gara pentru doi și multe altele, sigur. După opera lui Cehov și Turgenev. Tarkovski. Exact. Dar cu atât mai mult cu cât el este propus pentru premiul Oscar. Este un film care cred că onorează orașul și ne bagă într-un circuit internațional de valori și este foarte bine, pentru că se întâmplă la Piatra Neamț. Altfel, pornind de la CFR-ul românesc, deci Căile Ferate Române, care ne pun vagoane și am mai scris de dumneavoastră aveți curajul să circulați cu trenul. Da, ne mai pun vagoane de ultimă, n-aș zice second hand, că de ultimă clasă. Second hand, da, de ultimă clasă, cumpărate aiurea. Mă uitam chiar ieri când am venit de la București, vagoanele care mergeau spre Suceava erau mai de calitate. Când am trecut în ultimele două vagoane, erau vagoane răplăcite foamea. De tot. Trenul foame. Pai de capul lor. Da.
De ce? Deci, pentru că... Pentru că lipsește o mână fermă. Știu, între demnitare a ajuns în București care să fie foarte ferm. Domnule, pentru Piatra Neamț, orașul, dacă îl vrem turistic, facem cu tare, cu tare, cu tare. Dacă vrem Moldova să progreseze, facem cu tare, cu tare. Dacă vrem legătura cu Estul, cu recte Moldova de peste Prut, facem autostrade. Dar tot timpul am fost lăsați pe mâna unor oameni nu de proastă calitate, nici măcar. Foarte bine spus, neamul prost, adică dacă omul s-a născut așa, nu ai ce-i cere. Trebuie să-i ceri votantului și trebuie să-i ceri partidului să pună pe lista de vot oameni de o înaltă profesionalitate și de competență. Nu, știi ce mi-aș dori acum, domnul Munteanu? Să avem și noi o lege ca în Italia. Să dea o lege, domnule, nominal. Dumneavoastră, da, puneți-mi o listă. Așa, dar eu să am posibilitatea să-l votez pe ăla pe locul 30, pe ăla de pe locul 15, pe ăla, așa, înțelegeți? Că așa, ăla de pe locul 1 intră la sigur, ăla de pe locul 7 știe că nu-l interesează, să lupte și ăla de pe 30. Și trebuie umblat serios la fondurile pentru alegeri. Dom'le, sunt 10 partide, fiecare partid are același de la stat alocată și fără sponsorizări din asta. Că atunci vine unul și zice, domnule, ai să ajungi în Parlament, eu sunt pădurar, dai legea cu tare despre așa păduri. Este. Iată o știre de ultimă oră, așa, nu știu dacă chiar e reală sau nu, nu mai știi cu Facebook-ul ăsta, ci că ar vrea să închidă spitalele din Comănești și Buhuș. Vă dați seama că s-a ajuns la fundul sacului. E trist pentru că se lovește în esența dezvoltării sau menținerii în dezvoltarea unui popor, învățământul și sănătatea. N-ai ce cere unor oameni care dacă strănută azi, mâine la Viena sau în Turcia să se trateze. Da. Deci vorbesc salvarea și de unde cei, să vină? De la, nu știu, va veni societate de la, civilă? De la cei tineri, nu știu, societate civilă sau nu, pentru că m-au dezamăgit într-un fel și tinerii intrați în politică, pentru că tinerii care sunt cu cap nu-i vezi în politică. Îi vezi pe aeroport plecând spre alte țări, din păcate. Din păcate. Mm-hmm. Și sincer vă spun, eu revin din nou la acel absolvent notoriu al liceului internat. Eu am trecut prin liceul internat, am fost la un pas să fiu și eu șef de promoție, ca să zic așa, în anul 64. Au fost colegii mei, Pârvu și actualmente profesor universitar. Credeam că va face, știu, cinste liceului internat și în poziția supremă în stat, aia administrativă de prim-ministru. Nu pot spune că cu certitudine că trebuie să aducem în politică neapărat premienții din instituțiile de învățământ. Dar trebuie să-i aducem pe cei mai buni. Mulți vor să se dedice. Oricum, nu repetenții, nu coreșenții, nu chiulancie. Ăștia e exclus din capul locului. Iată totuși, stimați telespectatori, că știrea noi am ignorat-o aici cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Văd că iarăși s-a întors, e sponsorizat. Asta ce înseamnă? Că e plătit, Iulian? E plătit, nu? Deci știrea înseamnă că trebuie să... Da, este, da? O postare sponsorizată. Deci, da, se reia știrea cu Spitalul Județean de Urgență Piatra... Ați auzit, nu? Cu spital... Nu, ați plecat. Ați fost plecat, da? Secții medicale, chirurgie. Investiția propusă și promovată de președintele Consiliului Județean cuprinde realizarea unui pavilion nou, 44.000 de metri pătrați. Județul va avea un spital de urgență nou, modern și așa mai departe. Iată, stimați telespectatori, aceasta este macheta acestui spital. Eu zic să fie, uitați-l, deci undeva, cred că este în locul spitalului vechi, undeva, dar mi se pare prea umflat, adică îl lăsam la jumate, eu l-aș fi făcut mai de jumate, așa, în fine. Deci spitalul mare, care este și așa foarte mare, devine un pri...
Eu nu mai înțeleg. Adică închidem alte spitale, facem altele noi. Eu... Poate se pune problema să fim un centru de sănătate în România. Da, da, ați văzut, chiar ieri a fost grevă la spital. Ieri, zilele trecute, au ieșit oamenii acum de acolo, se pregătesc reforme, dau oameni afară, externalizează niște servicii. Nu-i chiar, adică dacă aș vedea... Nu știu, cu externalizarea asta a fost o prostie, că din anii 90 stăteau muncitorii degeaba în Săvinești și externalizaserăm o parte din serviciile mecanice. Unii se îmbogățeau în Piatra Neamț, Săvineștiul începea să sucumbe. E de discutat. Am avut cei săvineșteni acum un an jumate sau aproape doi o întâlnire în rotonda bibliotecii județene, prileșuită de cartea domnului Țepeș. Printre alții a luat cuvântul răposata Iulia Mălini, fosta mea șefă, fosta șefa cercetărilor. Domnule, a pus punctul pe ei. Ea a plecat imediat după Revoluție la pensie. Dar a făcut o analiză și un diagnostic foarte bun al situației unei părți din industrie. Aici, aici sunt terase? Ce în spate, Iulian, aici? Zici că e loc de promenadă, de plimbare, de... Uite, o mică, da. Cum se cheamă, ca la Luvru, o piramidă de sticlă ca la Luvru. Dom'le, s-ar putea să dea Dumnezeu, adică... să fie, probabil, domnul Munteanu și stimați telespectatori. Dom'le, ori fie, domnule, niște bani în buget, poate nu știm noi, poate dom'le, cine să facă, dacă e pentru sănătatea publicului dacă e pentru învățământ să facă, eu activez încă în cultură, nici nu mai spun de cultură că nu se dă niciun ban, să fim serioși, afară de teatru, eventual de biblioteca care este menținută, restul nu, n-am auzit. Ministrul este inexistent, președintele Uniunii Scriitorilor este interesat doar de ale lui. Aoleu, domnul Munteanu, am fost acum două săptămâni la Uniunea Scriitorilor, am înnebunit, deci au mutat nu știu câta oară Uniunea Scriitorilor într-un spațiu, e adevărat, e un spațiu, dar e mult de ocolit, întrebat, telefoane, nu știa nimeni pe Calea Victoriei. Dom'le, unde este Uniunea Scriitorilor? Nu știu, domnule. De ce? E ceva... Și intri prin curtea unui casino, intri în spate, în fine. Stați așa. Casinoul de care vorbiți este al Uniunii Scriitorilor. Mircea Dinescu și ceilalți după Revoluție au reușit să primească de la stat acea clădire. Da. Ca să facă bani pentru salariile câtorva din Uniunea Scriitorilor, au dat clădirea pentru casinou unde vin toți străinii. Aha. Aeroportul este plin periodic, de ce împătimiți cu jocurile de noroc? Deci sunt poate că ar fi fost mai bine statul să dea niște bani, refăcută toată clădirea frumos și să intre ca într-un templu al literaturii acolo. Când a intrat acolo, să știi... Final. Domnul Scriitor Munteanu, domnul Cătălin, da. Nu vă lăsați înșelați de fake news-urile astea aruncate, plătite și foarte bine susținute. Uitați-vă la școlile normale. Palatul de Justiție început se dă abandonat. Da. Așa se va întâmpla și cu spitalul ăsta. Numai bune intenții, minciuni, fake news-uri pentru prostirea oamenilor. Nu, da, uitați-vă și dumneavoastră. Deci acest anunț este plătit, este sponsorizat. Adică dacă mă întrebați pe mine, n-aș plăti un fake news să-l învârt pe Facebook. Înțelegeți ce vă spun? Dom'le, ce vedeți la acolo nu e adevărat. Deci ce vedeți, vă rog să nu credeți. Exact, da, știți cum e. Eu vă dau credit dumneavoastră și cred că... Vă dați seama cum se lucrează în ziua de astăzi. Deci dacă așa e, eu nu zic, să dea Dumnezeu să fie. Să se facă spitale, școli, dar mă uitam la Cluj, toată lumea admiră Clujul. Știți că nu există o școală care să dea o masă caldă, nici măcar experimental? În Neamț mai avem. Da. Uite la noi, la sărăcie aici. Sunt școli unde se mănâncă masă caldă la prânz. Școli așa. Ei, în Cluj nu există. Deci o școală, îl criticau ăștia pe Boc. Pe Boc.
Deci, vedeți, plecăm probabil de la... altă viziune așa asupra este. Învățământului. Nu știu ce să cred. Eu vă spun sincer, nu știu deocamdată ce să cred. Adică anunțul e plătit. De ce l-ar plăti cineva? L-ar arunca așa, la boca. Înțelegeți? Vedeți seama cum se joacă. Se joacă foarte dur. În orice caz, revenim la ideea emisiunii. Trebuie să ne ferim de a mai vota pe oamenii pe care îi știm că... Pe care i-am votat. Pe care i-am votat. Că nu sunt de calitate. Ca să... Că nu sunt de calitate. Așa. Domnul Munteanu, da. Vă rog. Vă bată numai fansuri. Nu ni se aduc valorile ca să le votăm. Și am ajuns să alegem răul cel mai mic. Deci asta este o politică de distrugere. Pe cine să votăm și să alegem? De ce să alegem? Doamne, iartă-mă. Când avem ce... De vreo 25 de ani, 22 de ani de când au sucombat partidele istorice, alegem răul cel mai mic, din păcate. Din păcate, pentru că țara a fost atât de mințită încât i-au îngropat de vii pe foștii țărăniști și foștii liberali de valoare. Cei de valoare, vorbesc de cei de valoare. Pe urmă a început de gringolata. Nimeni nu este respectat, nici măcar deținuții politici, aia care mai trăiesc, ați văzut și aia, da, se trăiesc în mizerie. Într-o mizerie și într-o sărăcie. Distrugerea a pornit din interiorul lor. Exact. 90 securiștii s-au instalat, s-au disimulat în țărăniși liberali și doamne ce mai exact. Și-au distrus partidele din interior. Mulțumesc. Exact, și eu vă mulțumesc. Am ajuns la final. Vă mulțumesc tare mult, domnule Munteanu. Cred că cel mai bun final este acesta, pe care aș vrea să-l prezentăm Iulian. O postare pe care trebuie să o avem în minte. Viitorul României stă în mâinile tale, române. 26 mai, 24 noiembrie, 7 iunie 2020, 29 noiembrie 2020. Ei, dacă omul va judeca, va alege cum va alege sau nu va sta acasă ca să dea, că și statul ăsta acasă, eu nu spun. Într-adevăr, statul se întâmplă acasă fraude. Este o greșeală. Mergeți și votați, stricați-vă, faceți ceva, numai mergeți și nu stați acasă. Exact. Ce va ieși? Băi, să iasă, dar să iasă cumva, să nu mai iasă ăștia majoritari, ultramajoritari și ăilalți să latre așa și ăia să-și bată joc. Că de aia, când iese un partid de ăsta la diferențe foarte mari, uită de ceilalți din jur. Se întâmplă într-adevăr lucruri urâte, dar eu cred că și societatea civilă poate schimba lucrurile. Iată, s-au făcut organizații pentru autostradă, pentru ce se mai poate face și bănuiesc eu că și vocea poporului va fi auzită. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Vă mai aștept la Piatra Neamț, vă mai aștept în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră. O zi bună. La revedere. La revedere.